Mergând peste Siret, în partea dreaptă a Siretului, cum îmi place mie să spun, ajungem în comuna Ungureni, o comună frumoasă, cu oameni deosebiți, cu oameni primitori, și tocmai de aceea ne-am gândit să schimbăm câteva cuvinte în această situație, într-adevăr, un pic mai complicată cu coronavirusul, dar care să sperăm că va trece mai ușor în acest an. Nimeni nu știe când vom putea ieși din case și tocmai de aceea este necesar ca să aflăm de la primar câteva lucruri. În primul rând, bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua! Vorbim cu domnul primar Vasile Bibire, primarul comunei Ungureni. Domnule primar, care este situația în comuna dumneavoastră în acest moment? Încep prin a relata faptul că ne aflăm într-o situație fără precedent pentru țara noastră și trebuie să înțelegem că pentru nimeni nu este simplu și fiecare comunitate trebuie să întreprindă măsuri în funcție de posibilități și pentru a preveni răspândirea COVID-19. Ați discutat cu oamenii prin telefon, mai la distanță cu ei. Cam ce vă spun oamenii când interacționați cu ei în aceste zile? Da, am constatat faptul că cetățenii din comuna noastră sunt atenți și prevăzători, dar nu intră în panică. Sunt încrezători și vor depăși cu bine, sperăm, această perioadă în care ne aflăm. Aveți persoane care au venit din străinătate, Spania, Italia, care s-au autoizolat la domiciliu? Recent m-am confruntat cu un val de persoane care s-au întors din străinătate, majoritatea din Italia, Anglia, Germania, însă aceștia au respectat măsurile care s-au impus. Numărul persoanelor izolate la domiciliu este de 85. 16 au intrat în perioada de izolare, 13 sunt persoane care se află în monitorizarea Direcției Sanitare, Bacău. Și deci ei au înțeles, în linii mari respectă. În linii mari respectă, da, au această... regulile care sunt impuse de către autorități, sigur că da. Domnule primar, bănuiesc că activitatea la primărie în această perioadă este oarecum un pic mai restrânsă. Ce măsuri ați luat? Poate sunt și situații deosebite care necesită totuși prezența cetățeanului la dumneavoastră, sigur, cazuri mai rare, mai speciale. Cum ați organizat activitatea la primărie în această perioadă? La nivelul comunei a fost convocat un comitet local pentru situații de urgență, unde au fost adoptate două hotărâri și un plan de măsuri privind combaterea virusului COVID-19 la nivelul acestei comune. Voi da citire la câteva din aceste măsuri. Vă rog. Depunerea actelor sau petițiilor este permisă doar la un ghișeu al caseriei de senat publicului cu acces din exterior. Accesul în interiorul instituției este permis doar angajaților primăriei din comuna Ungureni. Se suspendă activitățile de audiențări la publicul și a registraturii din cadrul primăriei comunei, iar persoanele se pot adresa primăriei astfel. E-mailul primăriei este următorul: primaria.andelan.ungureni@yahoo.com, telefon fax 0234227012, și telefon mobil primar 0745321701. Toate instituțiile publice sau private și private au obligația de a asigura la toate materialul destinat igienii personale, să pun prosoape hârtie, dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și ale altor suprafețe expuse, mese de birou, mobilier. Operatorii economici din comuna Ungureni sunt obligați să ia măsuri în privința dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse. Dezinfecția se va realiza ori de câte ori va fi necesar, dar nu mai puțin de 2 zile. Nerespectarea acestor măsuri vor fi sesizate instituțiilor de control de către primarul comunei Ungureni, județul Bacău. Se impune monitorizare activă și permanentă a cetățenilor aflați în autoizolare la domiciliu, împreună cu toți membrii familiei, conform datelor comunicate de către compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău. Nerespectarea acestor condiții, izolare la domiciliu și respectiv părăsirea domiciliului de către persoanele submenționate se comunică cu celeritate Direcției de Sănătate Publică pentru a fi luate măsurile ce se impun. Monitorizarea se realizează de către membrii
Consiliul Local Situații de Urgență Ungureni, împreună cu șeful Serviciului Voluntar de Situații de Urgență, cu sprijinul polițiștilor competenți teritorial, în colaborare cu medicul de familie, prin verificări a persoanelor autoizolate la domiciliu. Iată un răspuns mai mult decât complet. Ați anticipat foarte multe lucruri pe care vreau să vă întreb și sigur e foarte bine că acestea au fost menționate de dumneavoastră. Domnule primar, știți că întotdeauna oamenii așteaptă de la dumneavoastră un mesaj de încurajare, un mesaj de suflet. Ce le transmiteți pe finalul discuției noastre telefonice tuturor celor care locuiesc în comuna Ungureni și nu numai? Este foarte important să ne păstrăm calmul și să respectăm măsurile transmise de către autorități. Vom depăși această perioadă grea mai repede dacă vor respecta indicațiile specialiștilor. Starea de urgență și toate măsurile corelate cu ea sunt luate tocmai pentru a veni în ajutorul cetățeanului și pentru a limita efectele pandemiei. Este nevoie să fim înțelegători și solidari. Pentru protecția dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, înțelegeți că regulile aplicate și respectate ne fac bine tuturor. Comportați-vă responsabil, evitați ieșirile din casă dacă nu sunt justificate. Dragi cetățeni ai Comunei Ungureni, vă rugăm, stați acasă. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră. Este cunoscut faptul că dumneavoastră sunteți un om deschis, că ușa primăriei întotdeauna pentru noi, cei din presă, a fost deschisă. Sunteți un om cald, primitor și tocmai de aceea am ținut foarte, foarte mult ca să aflăm cum stau lucrurile în comuna Ungureni. Sperăm că această stare de fapt se va menține la Ungureni cât mai mult timp și vă dorim dumneavoastră și personalului din primărie, a aparatului administrativ, toate cele bune și să rămâneți în continuare în prima linie pentru a combate și a preveni răspândirea acestui virus. Vă mulțumim, domnule primar! Vă mulțumim și noi, o zi bună, cu respect! A fost, dragii mei, alături de noi domnul primar Vasile Bibere, primarul comunei Ungureni. Mulțumim tuturor celor care vizionează materialele noastre și tuturor celor care urmăresc îndeaproape exclusiv TV. Sunt Eugen Ungureanu și vă spun și dumneavoastră tuturor multă, multă sănătate! La revedere!